o întrebare. Da, da, puțin. Dacă ați reușit și ești prezident. Așa. Dodon și Adem Șcării. Eu vă spun, nu Dodon, dar tăți. Tăt parlamentul... Da, să înțeleg, dar nu da. Trebuie tăt parlament. Trebuie... Nu, acolo sunt jumătate de mașini și în parlament care trebuie să fugăriți. Cam aproape Nu, fugăriți. Nu, la Șcării trebuie să meargă 10 oameni care să știe abecedarul. Nu dar trebuie. Dodon trebuie așa. Ascultați. Nu, ca azi vorbim real. Săptămâna trecută, eu în campanie, primar de Bălă, vorbesc cu turci, vorbesc cu bulgari. Eu îl găsesc pe Plăhătniuc în Stambul și iese la televizor, nu, el acolo, nu, cu sate, s-a dus la mare, a doua zi iese Stoianoglă, le zic, băi, dați o scrisoare la turci, trebuie găbjutchi acolo. Stoianoglă dă scrisoare, a doua zi vine răspuns. Partea turcească confirmă că Plăhătniuc a venit pe 10 septembrie din America în Stambul, Turcia. Adică, nici nimeni nu vrea să-l prindă, dar Dodon nu-i cu interesat, dar vine Plăhătniuc. Și scoate tot compromatul, tot culoasele la televizor. Și, естественно, lui Dodon Echini așa l-a așa decât mai departe și este ce bă liniște. Eu înțeleg ce fac eu. Da, da, eu spere. Eu n-am obligațiuni față de nimeni. Eu n-am slujesc nici ruși, nici europeni, nici umă. Eu slujesc poporul. Da, da. Și niciodată n-a să-i permis să mă duc cineva de Clanțujel, ori de Fringhie, așa cum a făcut cu restul. Că deja ne-a dus 30 de ani, fiecare unde vreau.